Elevii clasei a doua A au fost singurii de la școala numărul 7 care au susținut testul. Pur și simplu au avut ghinionul de a fi selectați de Ministerul Educației să facă parte dintr-un program pilot de evaluare a cunoștințelor, așa că s-au ales cu o testare în plus. Copiii au avut o oră la dispoziție pentru a rezolva subiectele la limba română. Cum a fost? Ușor. Ușor? Da. Toată lumea a făcut? Da. Toate subiectele au fost ușoare sau ați avut unele mai grele și altele mai ușoare? Ușor. Cred că au rezolvat toți cu miscăpări în ceea ce privește, gândesc eu, câțiva copilași peste tot, la ortografie. Sunt convinsă că nu s-au verificat 2-3 din ei așa cum trebuie, că eu știu că sunt repeziți. Am avut niște subiecte ușoare și tot ușor a fost, fiindcă am învățat și ne-a sprijinit și doamna. Am avut un subiect foarte ușor, a fost foarte ușor. Asta nu doar pentru că ne-am pregătit. Subiectele nu au fost diferite de ce am lucrat noi la clasă și a fost mai ușor decât ce am făcut în clasă noi. În urma testării, elevii vor primi calificative care nu vor fi trecute în catalog. Lucrările urmează să fie corectate de o comisie specială, iar rezultatele vor fi centralizate la nivelul Ministerului Educației. Subiectele au fost dozate pe particularități de vârstă și nivel de înțelegere al copiilor. Au fost diferite, au fost patru teste. S-au bazat foarte mult pe creativitate, pe înțelegerea textului, înțelegerea mesajului transmis de test, pentru că dacă nu citeau cu atenție testul, nu puteau să rezolve nicio sarcină. Că i-ați văzut emoționați acum și că în clasă este o stare deosebită, emoțional, este pentru faptul că este primul lor test dat din exterior cu încă cineva străin, un alt învățător care i-a supravegheat și cu venirea noastră, ei fiind până acum învățați numai cu testările doamnei învățătoare. Eu sper că acești copii, care sunt o clasă bună de copii, s-au descurcat și că emoțiile de azi au trecut și că data de astăzi este un prag de pornire către alte și alte și alte testări care vor urma toată viața lor. Vineri, copiii vor susține testul la matematică. În Mehedinți, doar elevii de la școala numărul 7 și cei de la Breznița de Ocol fac parte din acest program pilot al Ministerului Educației. În cazul în care testarea este încununată de succes, de anul viitor ea va fi extinsă la nivelul întregii țări.